Deputatul social-democrat de Maramureș, Gheorghe Șimon, spune că proiectul sistemului de management integrat al deșeurilor de la Fărcașa s-a transformat într-o piatră de moară pentru administrațiile care s-au perindat la cârma județului, în loc să fie un proiect dedicat bunăstării maramureșenilor. Potrivit acestuia, de vină pentru situația ingrată în care se află acum județul nostru sunt administrațiile de dreapta care au gestionat foarte prost acest proiect. Gheorghe Șimon este de părere că în mandatul 2016-2020, conducerea social-democrată a încercat să repare oalele sparte de către predecesori. Sub conducerea lui Gabriel Zetia, până în anul 2020, s-a reușit identificarea soluțiilor tehnice pentru îndreptarea erorilor din proiectul tehnic inițial al sistemului integrat de management al deșeurilor din Fărcașa, fiind adus unul dintre cei mai buni experți din România pentru a repara toate aceste deficiențe, a punctat deputatul PSD de Maramureș. De asemenea, în 2020, actualul președinte al Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a preluat SMID, având soluția tehnică dată în acest proiect de către conducerea anterioară. Indicatorii tehnico-economici stabiliți pentru SMID și, cel mai important, banii necesari în cont, mai explică Gheorghe Șimon. Cu toate acestea, de 2 ani de când se află la guvernare, în acest sens nu s-a făcut nimic. În Maramureș avem o vorbă: un proiect roit strâmb nu are cum să meargă drept, și la fel se întâmplă și cu depozitul de deșeuri din Fărcașa, a ținut să precizeze deputatul social-democrat.